Supun atenției mai întâi declarația unui fost prim-ministru care spune n-aș putea trăi cu 5.000 de lei pe lună. Ce pensie specială are Petre Roman, fost prim-ministru, și cât de multe milioane vom da anul viitor numai pentru pensiile speciale ale parlamentarilor, pentru care mulți dintre ei s-au bătut în instanță? Discutăm imediat. Nu mă plâng de faptul că, pentru că am venituri și muncesc și acum în mai multe locuri, pentru ca să am venituri. Cu cât s-ar putea trăi minim în România acum? Au făcut alții calcule, nu eu, și rezultă că ar fi în jur de 5.000 de lei. 5.000 de lei pentru o familie, doi adulți și doi copii, ziceți? Da, doi adulți, un copil, doi copii, mă rog. Mai vreau pensionari care au pensia minimă de 1.000 de lei, n-au nicio șansă în această țară. Noi vorbim și am zis de minim. Am zis de, minim. De ce? Da. Pentru că prețurile la noi au luat cu adevărat o aliură extraordinar de gravă pentru foarte mulți oameni și am spus și de ce. Și dumneavoastră ați reușit și dumneavoastră, domnule premier, să trăiți cu această sumă de 5.000 de lei pe care nu, o spuneți? Nu aș reuși, dar nu aș fi obligat să trăiesc în felul acesta, pentru că și acum muncesc pentru a câștiga un ban în plus. Da. Ce munciți, domnule premier? Păi sunt profesor și țin niște cursuri pentru care sunt bine plătit. Sunt și președinte și profesor la Universitate din Geneva, pentru care de asemenea sunt bine plătit, și am și pensia mea. Ați făcut o declarație și vreau un răspuns scurt. Pensie pentru specială, în valoare de cât aveți? Nu, nu, eu vorbesc de pensia mea. Și pensia specială? Pensia specială a fost restabilită acum 3 luni. Sigur că contează și aia. În cazul meu, fiind vorba de mai multe mandate, este de aveți mai 10, mult de 3 mandate. Da, mai mult, am 4, 5, da. 10.000 de lei? Da.